Marius Cotlil ne-au promis că ajung la gală, chiar dacă sâmbătă participă la un concurs important în Germania. Vom vedea împreună show cu care au luat anul acesta bronzul la mondiale și argintul la europene, ne-a spus Ovidiu Ignat, antrenor la Royal Dance Club. De remarcat că anul acesta clubul are un palmares impresionant, cu peste 140 de medalii cucerite la competițiile naționale, cu perechi finaliste și semifinaliste la Cupa României și cu titlul de vicecampion la Campionatul Național de Clase. Se anunță o nouă seară magică în care cele 26 de perechi ce vor urca pe scenă promit să ofere un show total.